Tot din Transilvania vine și următorul nostru invitat, Costel Popa, un tânăr cu un caracter frumos, un tânăr cu mult bun simț și cu un repertoriu ales. Bună seara, Costel! Te salut, Georgel, pe tine, pe toți colegii noștri și îi spun la mulți ani. Mulțumesc mult! Dragii mele, colegii Alina, noi ne știm de mult, de la începuturile noastre și o știu de... Atunci aveai câți anișori? Acum 15 ani? Păi aveam vreo 11 ani. Deci vă dați seama, ea avea 11, eu aveam vreo 21. Au trecut mulți ani de atunci, atunci erai doar o fetiță. Da, da, iar acum frumos. Acea fetiță a devenit și cel mai prețios lucru pe care îl poate deveni o femeie și anume a devenit mămică. Doamnelor și domnilor, cel mai... Nu se putea să nu fie și un băiat fain, nu? Mulțumesc, îți doresc tot binele din lume, să te bucur de cât mai mulți ani cu realizări, la fel ca și acum. Și ne bucurăm că ne-ai adunat pe toți aici. Soare, om, cardelea, nu, nu,
dragi prieteni, vă reamintim, în această seară o sărbătorim pe prietena noastră dragă, prietena a cântecului nostru transilvanean, Alina Ceuca. Dar de ce făcea părintele Cristian Pomohaci așa din mâini? De ce râdea Maria Butilă? După o scurtă pauză de publicitate, aflăm de la ei.